telefon. Suntem aici la intrarea în Piața Roșie. Mi-e foame. Mi-e foame. Și aici aveți regizorul acestei transmisiuni. Ce faci, Dani? Ce filmezi? Ferdi? Ferdi? Vă suferă grabă, la băga seama. Pentru cei care țin cu Steaua. Tag înseamnă The Elder Gods și a fost un nume gândit din Mortal Kombat, cum erau zei, cum ar veni, niște zei înțelepți, care comandau peste toată lumea, ceva de genul. Echipa e formată din 5 membri, Darky, eu, Perry, Kidor, Dani și Oni. Suntem toți prieteni în echipa care ne jucăm și ne place ceea ce facem. Deci totul se bazează pe echipă. Echipa de Elder Gods a fost formată în primăvara anului 2001. Pe vremea aceea avem cu totul o altă formulă. Eu sunt singurul care a rămas în echipa de atunci. Sunt în echipă de aproximativ 3 ani jumătate. Am intrat jucând mai mult timp la un nivel foarte competitiv la echipa de pe locul 2-3. Cam astea erau rezultatele care le obțineam cu echipa pe atunci. Și cu noroc, bineînțeles, că unul dintre jucătorii din echipa Tech pe atunci a hotărât să nu mai joace din diferite probleme, nu știu. Am reușit să avem foarte multe rezultate intern și internațional. Am reușit să ne strângem o serie de sponsori. Avem un apartament închiriat, 5 calculatoare acolo, internet, tot ce ne trebuie și ne antrenăm în timpul săptămânii și puțin în weekend pentru concursuri. Pot spune că suntem foarte norocoși că am reușit să avem aceste condiții. Să fac jocul care îmi place cel mai mult. Un joc first person shooter. Este un fel de simulare de să zic, un atentat terorist în care o echipă de 5, să zic, contrateroriști, cum sunt numiți în joc, încearcă să îi împiedice pe teroriști să planteze bomba în două locații de pe hartă. Fiecare hartă, sunt 4 hărți care se joacă competițional, fiecare hartă are două locații în care se poate planta bomba. Și poți câștiga runda fie prin a-ți omoră toți cei 5 adversari, fie prin a aștepta să explodeze bomba în 35 de secunde sau a explodeze în cazul. La momentul de față este cel mai jucat joc din lume. Se joacă sistemul competițional 5-5. Sunt turnee în toată lumea, foarte, foarte mari și poți câștiga dacă ajungi la 16 runde înaintea adversarului. Se joacă sistem max round 5. Nivelul României este unul, să zic, top 16 mondial. Greșelile care, nu neapărat greșeli, ce ne lipsește sunt sponsorii, pentru că noi mergem la concursurile care sunt organizate în România și la care premiul este drumul plătit și avionul. Dar alte echipe se duc la toate concursurile unde ești doar invitat și nu ai nimic plătit. De exemplu, nu pot să mă duc în America, mă costă 5.000 de euro să mă duc în America la un concurs unde toate echipele se duc pentru că au sponsori. Ultimul concurs a fost în Germania, la care am fost acum. Spectatori foarte mulți ca număr, ca la noi nu există, să spun așa, foarte puțin sau la noi față de cum e în afară. Mi-a plăcut enorm,
Și asta am dat ambiția, să încerc să fiu cât mai bun, să joc mai bine ca o echipă și să facem, să trecem, să fim top 3 la următorul concurs. La Moscova este de fapt un concurs mondial, unde sunt invitate în urma unor calificări cele mai bune 16 echipe din lume. La Counter-Strike și la Warcraft 3. La noi în țară, majoritatea echipelor au participat la acest concurs, număr de 200, iar ultimele 16 s-au întâlnit offline, la un concurs în LAN, iar prima și câștigătoarea beneficiază de avion plătit și cazare la un hotel de 4 stele în Moscova. Și acea echipă suntem noi. A fost o experiență foarte frumoasă. Am stat 4 zile acolo, de vineri până luni. Am ieșit pe locul 4 din 5 echipe în grupă. Iar campionii de acum din vară, de la concursul european, mondial de fapt, au ieșit pe locul 3, deci nici eu nu s-am calificat. Am avut o grupă foarte grea. Nu spun asta ca scuze, dar pot spune că am avut o grupă foarte, foarte, foarte grea. Nu stăm să regretăm, să ne uităm în trecut. Noi ne gândim la viitor și la ce concursuri o să urmeze de acum încolo. Să sperăm acum la finala mondială de la Berlin, care o să fie în toamnă sau în iarnă. Sperăm un loc 3 neapărat. Asta este obiectivul nostru pentru acest concurs. Deci mâine seară, da? Să vină și el mâine. Să vii, auzi, fii ce pe mine. Sunt mai multe la astea, la locul cum ați trebuit să-ți arate. Păi la 6, 6 jumate să vii aici, da? 7, de fapt. Avem meci la 7 să fii, da? Să completăm alea pentru aici. Haide, Dani, ești? Haide. Haide, Daniel. Cuțit. Dar să știe de aici. Iar unda. Gata, cuțit. Haide, am avut probleme cu părinții așa, pentru că au fost oameni înțelegători. Mă întrebau ce fac și nu înțelegeau chestia asta cu gaming. Bineînțeles că le-am explicat și am înțeles până la urmă că am venit chiar și cu niște diplome pe acasă de pe la concursuri. Când am participat la competiții în afară, deja nu am mai avut niciun fel de... De atunci chiar nu mă mai întreabă nimic decât dacă am câștigat sau nu. Anul trecut a fost recordul în domeniu, a fost un concurs de 1 milion de euro în America, unde deja s-a ajuns, evident, cred că primul loc în care trebuia să fie chestia asta era în America, pentru că au foarte mulți bani și foarte mulți sponsori și foarte mulți oameni care văd din chestia asta un viitor. Consider că în România se va ajunge în curând la statutul de gamer profesionist, pentru că deocamdată noi doar suntem profesioniști, însă gamer nu prea, pentru că recompensele sunt cam mici, dar să zic, dacă reușești să câștigi câteva concursuri, poți să-ți asiguri un venit destul de bun, în jurul la 500 până la 1000 de euro pe lună, dacă reușești să câștigi concursuri. Toți încercăm să-l urmăm ca pe o profesie și suntem de părere că există foarte multă lume, cel puțin în afară, care crede lucrul ăsta și în continuare noi sperăm că va ajunge și la noi în România. Toată lumea pe planeta asta se va juca un joc mai devreme sau mai târziu. Având în vedere statistică, industria jocurilor vinde cam de 6-7 ori mai mult decât Hollywood-ul. Deci e deja o cifră enormă. Filmele au rămas în urmă. Nivelul 1 e depășit din start în bloc, start stau numai CG se dedică unui nou val digital, transient ambiental, vibrato fatal pentru cei ce nu dețin acordul mental.